Riva, al doilea meci de verificare susținut în cantonament de Farul, un meci test reușit împotriva echipei Zimbru Chișinău, victorie cu 5-3, felicitări, cum a fost partida? Bună ziua, da, a fost un meci reușit, un meci bun, mai ales în prima repriză, echipa a jucat bine, ne-am mișcat bine, am făcut presiune cum trebuie, dar sunt sigur că putem face și mai bine. Au trecut două săptămâni de la reluarea pregătirilor, vă intrați ușor în ritm. Cum este această perioadă pentru voi? Da, este o perioadă foarte grea, care trebuie să tragem de noi. Avem antrenamente tare, bune, dar asta e pregătirea. Suntem obișnuiți în fiecare an, așa facem și asta o să ne facă bine în viitor, sezonul ăsta care urmează să vină. Se lucrează acum și la consolidarea relațiilor de joc, au plecat jucători, au venit jucători, mulți jucători tineri de la Academia Hagi în pregătiri, este mult de lucru. Da, dar clubul ăsta are concept, toată lumea știe ce trebuie are de făcut și sunt sigur că o să facem bine sezonul următor, echipă din ce văd arată bine, dar încă se poate mai bine, cum am zis, trebuie să mai tragem de noi, să ne antrenăm, să facem mai multe lucruri și eu cred că o să fie un sezon foarte bun. Se anunță un nou sezon interesant în Superliga, multe echipe care se vor bate pentru play-off, acolo unde Farul își propune să ajungă din nou. Da, o să fie un sezon foarte bun, sezon greu, dar eu cred că Farul are toate condițiile să fim acolo sus, unde e locul nostru. Și da, eu cred că personal pot să fac și mai bine. Sezonul trecut am dat tot 8 goluri și sezonul ăsta sper să fac și mai bine. Dar asta e la antrenament, trebuie să trag de mine, împreună cu colegii mei și să facem un sezon următor foarte bun. Cum vă simțiți acasă aici, în cantonament, la baza proprie? E foarte bine, e o bază frumos, eu cred că nu are nimeni în țară ce avem noi, condiții pe care le avem noi aici și e foarte bine că n-am plecat, avem toate condițiile aici, avem și familia aproape de noi și eu cred că este un plus pentru noi. Ai marcat în amicalul de azi un prim pas și cu siguranță vor urma și golurile meciului oficiale. Da, e important, eu ca atacant, e important să marchez, indiferent dacă e meci amical, antrenament, oficial, un atacant de lasă trece de la goluri și, cum am zis, sezonul trecut am dat 8 goluri în tot sezonul și sezonul ăsta sunt sigur că o să fac și mai multe.